ședința de azi ați primit comunicat. Aș puncta programul oficial de internship al Guvernului României. A fost o notă în guvern prezentată de șeful Cancelariei Dragoș Tudorache. Așadar, programul oficial de internship se lansează luni 25 iulie pentru 200 de tineri studenți și absolvenți români în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Biblioteca Națională a României cu participarea premierului Dacian Cioloș. Alături de cei 200 de stagiari la ceremonie, așadar, vor participa și membrii ai Guvernului. A fost o cerință din partea primului ministru. Programul, așadar, se desfășoară atât la Guvern cât și la ministere și agenții guvernamentale. Sunt 43 de instituții gazdă, 20 de ministere și agenții aflate în subordinea ministerului.